Primii în orarul consultărilor au fost cei din Partidul Șor, care în debutul ședinței Parlamentului din această dimineață au declarat și ei că nu vor merge la discuțiile cu Maia Sandu. Au urmat cei din Promoldova, care spun că și de această dată consultările au fost mimate și reprezintă un joc politic. Considerăm că totul a fost o simulare, o mimare și, de fapt, nimic, nimic adevărat. 3 luni de zile, majoritatea timpului a fost folosit de Maia Sandu nu pentru a găsi soluții, dar pentru a bloca. Vicepreședintele Platformei Demnitate și Adevăr, Alexandru Slusăr, vicepreședintele Parlamentului și șef al fracțiunii Platforma DA, a venit singur la consultările cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și a reiterat poziția formațiunii. Alexandru Slusăr a menționat că este o consultare formală și o atitudine serioasă aici pur și simplu nu și-are rostul. Din punctul meu de vedere, decizia a fost luată de mult și nu s-a dorit o discuție sinceră la nicio consultare. M-am convins încă o dată că este luată linia spre o perioadă nedeterminată. Nu știm și nici doamna Sandu nu știe când va fi data alegerilor anticipate, iar până atunci va guverna Ciocoi. În concluzie, toți cei care au avut astăzi discuții la președinție au subliniat că sunt împotriva dizolvării Parlamentului. Nu și cei din PAS însă. Președintele interimar al Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, insistă pe dizolvarea imediată a legislativului și spune că sunt întrunite toate circumstanțele necesare pentru aceasta. Menționăm că fracțiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor și Grupul Parlamentar pentru Moldova i-au cerut președintelui Maia Sandu să amâne consultările programate pentru astăzi, în condițiile în care se desfășoară ședința Parlamentului, care va dura până după prânz. Cu un apel în acest sens a venit liderul fracțiunii PSRM, Corneliu Furculiță, dar și deputatul Platformei pentru Moldova, Marina Tauber. În condițiile în care președintele țării crede că aceste consultări nu pot fi amânate, Marina Tauber a invitat-o pe Maia Sandu la Parlament. PSRM și Grupul pentru Moldova au reiterat că în Parlament există o majoritate care l-a propus pe Vladimir Golovatiuc, candidat la funcția de prim-ministru. Într-un final, Maia Sandu așa și nu a ajuns în Parlament și nu a dat curs invitației lui Tauber.